aproape de vacanță, deja încerc să mă pregătesc astfel încât să mă bronzez, că deja colegii fac albul pe pielea mea. Am înțeles, toată lumea se grăbește în acest moment. Am și un final drăguț pentru dumneavoastră, pentru toți cei care până la ora aceasta ne-au urmărit. Este vorba despre faptul că toată lumea pleacă în vacanță! Vacanță frumoasă! Dacă vedeți această înregistrare în acest moment, înseamnă că eu am plecat în vacanță. Înseamnă că mi-e bine, înseamnă că vreau să vă fie și vouă și de asemenea tuturor celor care ne-au urmărit în decursul emisiunii Panoramic. Da, spuneam, multe evenimente frumoase s-au întâmplat în Giurgiu în ultima perioadă și aș vrea ca aceste evenimente să fie cumva reloaded. Să ne mai amintim cu drag de ce a fost, de cine, ce a venit, ce a mai cântat pe la noi. V-am pregătit așa un periplu prin aceste evenimente. A fost Ioan Ghiuri Pascu la Giurgiu. Hai să încep cu cel mai recent eveniment. Eu voi aștepta la jumătatea vieții reghecipituri din repertoriul Santana și nu doar, astfel încât la sfârșit ne sunt dorma. Păi cine să doarmă dacă la Giurgiu vine Ioan Ghiuri Pascu and the Workers? Carne. Știi că-n brânză, fructurile doar,
astfel de minune, mimând naiv înțelepciune. M-am dorăcit în glodul urii, m-am închinat numai la diurii pascu, crezând că vanitatea principiilor e libertatea. Nu mai e teamă de noroi, nu mă mai tem nici de plânge, căci știu că pruncul sfânt din noi primește veșnicia în gata pe o jucărie de la înger. A câștigat discul de aur la Festivalul de Discopatie Lombară din Dubai, sub denumirea de Cortizon pe spinare, melodia se numește Corazon Espinado. Se poate dansa, să știți, nu contează. Ladies and gentlemen, listen to the dreamy song about Mr. Carlos fucking Santana. Se puede bailar, damas y caballeros.
George la Hammond, piano e tuba, bass, voce. Grăbim să îi sprăvim cu prezentarea pentru că vine vacanța peste noi. Am văzut un om pe niște scări cu bandul lui cu tot. Și dacă întreb știi tu cine, deja cunoscătorii știu Mircea Vintilă. Just she's a little bit of a
Thank you.
vacanța peste noi și îmi pleacă și colegii în vacanță, nu doar eu. Hai, iubito, nu fugi de mine. Ăsta-s eu, n-am ce să fac, sunt și înger, sunt și drac, spune Vicky de la Bandidos. Haideți să-i ascultăm. Iubito, nu te mai bine, nu te mai bine. Ai iubit-o, nu te mai juca, nu te mai...
Yeah.
de vacanță, deja încerc să mă pregătesc astfel încât să mă bronzez, că deja colegii fac albul pe pielea mea. Am înțeles, toată lumea se grăbește în acest moment. Am și un final drăguț pentru dumneavoastră, pentru toți cei care până la ora aceasta ne-au urmărit. Este vorba despre faptul că toată lumea pleacă în vacanță! Vacanță frumoasă!